Salut! Bine ați venit pe canalul de YouTube Adevărul Ascuns. În clipele ce vor urma, veți vedea ceva care vă va șoca. Vă va schimba viața și percepția despre ea. Ceva uimitor, adevărul absolut despre viață. Am o întrebare. Cine știe în ce dată suntem azi? Corect. Suntem în 17 decembrie 2021. Haideți să înmulțim ziua cu luna și cu anul să vedem ce obținem. Am obținut 412.284. Acum, haideți să adunăm cifrele între ele. 20 și 1. Dar, stați așa, în ce an suntem noi? Suntem în anul 2021, rezultatul calculului este identic cu ultimele două cifre ale anului în care suntem în prezent. Haideți să îl împărțim pe 412.284 în două numere mai mici. 412 și 284 pe care să le înmulțim între ele. Am obținut 117.008, hai să le adunăm între ele. Și de data asta am obținut un rezultat neașteptat, mai exact numărul obținut este fix ziua în care ne aflăm. Dacă punem cele două numere împreună, 17 și 21, obținem anul 1721. Se pare că nu a avut loc niciun eveniment special în trecut. Atunci, hai să le inversăm. Rezultă anul 2117. Nu se poate așa ceva, NASA a anunțat că între anii 2023 și 2117 Tera ar putea fi lovită de un asteroid. Dar asta este prea mult. Stephen Hawking, Dumnezeu să-l ierte, spunea că în anul 2117 Tera va fi de nelocuit. Dacă ar cădea un asteroid pe suprafața Terei, aceasta ar putea să devină incompatibilă vieții omului și a animalelor. Asta opt înseamnă că, în anul 2117, va avea loc extincția rasei umane. Asta dacă nu cumva, Elon Musk ne va duce pe Marte. Deci, Elon Musk, te rugăm să ne ajuți. Grăbește-te și dune pe Marte!